problema la Grotto Perma, la Grotto Sciamano Perven. Anul 2020 va veni niște legi puternice care va lovi cele patru corturi ale României, Savrebo, Semen, din toate cele patru puncte cardinale, Pregomen, Stavano, Femen, de la răsărit până la pus, de la viață zi până la viață noapte, de ce nu e fern. Menago, Sirmeni, Stavano, Femen. Anul 2020 va fi greu pentru terra românească, de ce nu, Domnului, pentru că creștinii va trebui să ia decizii, hotărâri sfinte, Menagant Ofermen sau hotărâri omenești, cu cine vor fi, cu oamenii, cu cine vor să meargă pe cărare, cu cei mari, sau cu aceia a căror lucrări, zice, cel prea înalt Șeman Ofermen, sunt venite din partea Duhului Sfânt, iată, zice Domnul, voi ridica niște derbeci necomeni Șeman Ofermen în țara românească, Menagant Șeman Ofermen, scurte va fi vremea când iată puterea Duhurilor, pregomesele vor fi legate, scurtă va fi vremea când puteri de vindecare și de minuni va lovi țara românească, cum am lovit Israel cu semne și minuni. Așa voi face România, Menagrant Ofermen, pentru că se apropie anul 2020, an de răscruce, an la care zice Domnul, iată, mulți credincioși vor merge pe cărarea celor mulți, pregomen Șaman Ofermen, și vor accepta, zice Domnul, carnea lor, Menagrant-o pe semnul searei, preotii Șaman Ofermen, dar voi lovi țara românească, zice Duhul Domnului, cu o bubăria, pregomen Șaman Ofermen, în anul în care se va da legea în România, în anul acela vor lovi, zice Duhul Domnului, Bucureștiul, vor lovi pe cei mari, zice Duhul Domnului, și pe cei care, iată, vor merge după ei, Menagrant Ofermen, de aceea zicea Duhul Sfânt, ochii mei sunt îndreptați spre țara românească, Menagrant Ofermen, Șaman Ofermen, și mulți vor căuta, zicea Domnul, să vă smulgă din brațele mele, de aceea voi ridica pe cei slabi și nenorociți. Turma cea mai nenorocită, zice Domnul, vă ridica-o, precomen Șaman Ofermen, și voi îmbrăca în sărbătoare, zice Duhul Sfânt. Umbra lor va trece, zice Domnul, peste bolnavi, vor fi vindecați și stăvăduiți și vor lăsa surele necurate. Vei vedea ploaia târzie în scurt o grande Românie. Prodema na grando ferma na grando Șamano Ferme. Și apoi mă voi întoarce la poporul meu în vremea viitoare. Precomen Ferme, voi lega țara românească cu Israelul. Voi lega poporul meu. Menagant-o vede țara românească de aici, zice Domnul. Și veți vedea lucrarea care va fi Stamano Gremen, Șamano Ferme. Scurte va fi vremea Stamano Ferme. Când cel care, iată, în țara lui Israel are putere de conducere, Remano Fermen, Șamano Fermen, își va îndrepta privirea spre țara românească, Șamano Fermen, s-o vadă de aproape și vor sta de vorbă cu unii dintre credincioși, Menagant Ofermen, în vederea unor lucrări care se vor face, zice Domnul, eu sunt Domnul care voi face ca cei din țara sfântă să pășească locul acesta în țara românească, pentru ca să se consfătuiască Șaman Ofermen în hotărâri, zice Duhul Domnului, veți vedea lucrarea aceasta în vremea scurtă, la fi vremea când se va întâmpla. Eu, Domnul, v-am vorbit în această stare. Aleluia!